Suntem martorii unui scandal fără precedent în Biserica Ortodoxă Română. Un înalt membru al clerului, episcopul Corneliu al Huşilor, apare într-o înregistrare compromițătoare alături de un alt bărbat. Patriarhia Română confirmă că el este cel din imagini și așteaptă decizia Arhiepiscopiei Moldovei. În fața sinodului mitropolitan, Corneliu Bârlădeanu spune chiar și în al 12-lea ceas că filmulețul este trucat. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O vă trecut de ziua mea. Nu? Da. Da. Nu. Persoana episcopului de Huș apare în această înregistrare. La 24 de ore de la publicarea imaginilor scandaloase, Patriarhia Română aruncă bomba. Episcopul Corneliu al Huşilor apare în înregistrarea șocantă de 4 minute. Biserica Ortodoxă Română se cutremură din temelii. Ai scăpat? Da. Ultima. Foarte ridici. Mai mari ortodoxii de la noi sunt șocați. Este pentru prima dată când vizionează astfel de imagini. Un membru al clerului într-un joc sexual cu unul dintre seminariștii săi, posibil minor. Nu. O asemenea conduită, un asemenea derapaj moral, smintitor, în contradicție flagrantă cu orice valoare pe care se sprijină viața creștină, nu poate fi decât o faptă foarte gravă. După ce Cancelaria Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a solicitat în mod oficial imaginile difuzate în presă, filmulețul neblurat a intrat în posesia acestora astăzi la ora 13. De acolo, Patriarhia de la București așteaptă o reacție. La Iași însă e haos. La 3 ore după ce au primit imaginile, înalții prelați se pierd în bâlbâieli, deși în spatele porților se întrunea deja sinodul mitropolitan, unde episcopul de Huș dădea explicații superiorilor. Nu, Patriarhia nu l-are. Ba da? Neblurat. Patriarhia a confirmat că este vorba despre Părintele Corneliu Bârlădeanu în acest moment. Nu mai știu, nu mai sunt la curent, că n-am... Este o noutate pentru mine, cel puțin. Și la episcopia din Huș e o liniște apăsătoare. Până și purtătorul de cuvânt tace, deși a susținut până în al 12-lea ceas că imaginile sunt trucate. Suntem, bineînțeles, consternați de tot ceea ce se vehiculează. Materialele prezentate sunt trucaje. S-am adus-o, da. S-am adus-o din Grecia, da. Pentru episcopul Huşilor urmează judecata bisericii. Până în 2015, în regulamentul BOR, nici nu era menționat termenul homosexualitate. Ulterior, un articol a fost modificat. Mai exact, și sodomia este pedepsită, iar cea mai grea sancțiune este caterisirea, excluderea din sânul bisericii. Decizia va fi luată de Marele Sinod al Clericilor, în fața căruia ar putea da explicații atât înaltul prelat, cât și consilierii săi, foștii seminariști sau chiar duhovnicul la care se spovedește. Enoriașii sunt încă împărțiți în 2 tabere. Unii se revoltă, iar alții refuză să creadă. Nu se mai poate. M-a lepădat de toată credința. Eram o femeie obișnuită, nu prea așa, dar mă duceam la Sfânta Biserică, dar acum am o reținere. Niciodată n-aș crede așa ceva. Și am fost și în catedrală acolo și... Nu. Și dacă s-ar dovedi că este adevărat? Nu cred pentru nimic al lumea așa ceva, nu. Corneliu Bârlădeanu a decis să urmeze calea divină la 16 ani, când a început să studieze la seminarul teologic din Mănăstirea de la Neamț. Ulterior a venit la București pentru facultate și doctorat. După ce și-a terminat studiile, a devenit asistent universitar la Catedra de Teologie în Germania. În 1998 s-a întors în țară și tot de atunci a devenit călugăr. După numai 2 ani a urcat pe cea mai înaltă treaptă a preoției, episcopia. Așadar, episcopul Corneliu al Huşilor ar putea fi exclus din biserică. Decizia va fi luată în sinodul Mitropoliei Moldovei. Bianca Iacob este la Iași. Bună seara, Bianca. S-au terminat discuțiile. Care sunt primele reacții? Bun găsit, Andreea. Discuțiile s-au terminat în această după-amiază, iar reacțiile au fost comunicate de purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vor face o anchetă în acest sens pentru a stabili mai întâi veridicitatea acelor filmulețe. Vor trece la audierile persoanelor implicate în acest scandal, după care vor lua o decizie dacă îl exclud pe părintele Corneliu Bârlădeanu din Biserica Ortodoxă Română sau nu. Această decizie va fi mai târziu târziu comunicată Sfântului Sinod, care va lua act de această decizie. Mâine, de altfel, la București va fi o discuție informală cu înalt preasfințitul Daniel și vom vedea ce se va decide, deși Sfântul Sinod nu poate să hotărască înainte ca Mitropolia Moldovei și Bucovinei să ia o decizie în acest sens. Între timp, Andreea, ai văzut, deși au fost confruntate imaginile astăzi, părintele Corneliu Bârlădeanu spune că acele imagini sunt trucate, însă în posesia anchetatorilor ar mai fi încă 8 filmulețe de acest fel. Vom vedea dacă la finalul anchetei vor fi sesizate și organele penale, pentru că în acel filmuleț, din sursele pe care le avem, ar fi vorba de minori și vom vedea dacă și la seminarul teologic din Huș se vor lua măsuri sau se va demara o anchetă de acest fel. Bianca, mulțumesc!